Bună, dragilor, bine v-am regăsit! Sunt astrolog Andreea Dincă și vreau să vă ofer cu toată dragostea mea horoscopul pentru weekendul 16-17 martie. În sfârșit, un weekend mai bun, un weekend cu o energie mai pozitivă, pentru că ultimele weekenduri, din ce mi-amintesc, au fost destul de neliniștite, stresante, cu multă energie de ceartă, de tot, a fost favorizate tot felul de provocări, tot felul de conflicte. În sfârșit, ce a fost s-a dus, trecutul este trecut. În sfârșit, avem un weekend mai bun, un weekend care ar trebui să fie pentru mulți dintre voi mult mai bun, mult mai favorabil, armonios. Mulți dintre voi pot găsi echilibru și armonia în acest weekend. Înainte de a începe interpretarea mea, țin să vă mulțumesc celor care ați comentat, celor care ați dat like, share, subscribe la canalul meu de YouTube. Dacă vă plac clipurile mele, vă aștept în continuare cu sugestii, cu păreri constructive, pozitive, desigur. Puteți să vă abonați la canalul meu pentru a fi la curent cu tot ceea ce postez eu. Și mă puteți contacta și pe Facebook, pe pagina mea de Facebook, Astrolog Andreea Dincă, sau pe pagina de Instagram. Cei care își doresc să se cunoască mai bine sau să afle răspunsuri din punct de vedere astrologic al întrebărilor pe care le au, mă pot contacta pentru a programa o consultație astrologică. Să vedem cum suntem aspectați în acest weekend, pentru că, vă spun, mulți dintre voi veți avea multe surprize plăcute, va fi un weekend magic. Berbec. Berbecii au o intuiție foarte bună în acest weekend și vor lua multe decizii conduși de intuiție, da? Pentru că intuiția este la cote maxime și chiar veți avea încredere în intuiția voastră. Poate că de multe ori ați fost un pic surprinși de faptul că lucrurile s-au întâmplat chiar așa cum ați simțit, dar nu ați luat deciziile în funcție de felul în care v-a ghidat intuiția voastră. Ei, în acest weekend vă veți baza mai mult pe intuiție și veți face mai mult așa cum aceasta vă ghidează. Din punct de vedere sentimental, veți petrece un timp frumos cu familia, o femeie vă va face daruri sau surprize plăcute, chiar veți fi romantici, vă veți surprinde partenerul de viață, dar și alte persoane dragi din familie. Veți comunica foarte deschis, chiar dacă Mercur este în retrograd, conștientizări pe care le veți avea în acest weekend vă vor ajuta să treceți peste anumite probleme, să le rezolvați, să găsiți cele mai bune soluții pentru voi. Din punct de vedere al sănătății, în acest weekend vă veți relaxa mai mult și veți trece mai ușor peste mici probleme de sănătate pe care le aveți. Acestea se pot ameliora. Unii chiar pot scăpa de unele probleme găsind un tratament vindecător. Din punct de vedere al situației financiare, berbecii în acest weekend primesc niște bani, dar din păcate îi veți și cheltui la fel de repede cum îi primiți. Bine, fie că este vorba despre salariu, fie că este vorba despre un cadou sau o recompensă sau niște bani pe care ați dat cuiva la un moment dat, cheltuielile sunt în egală măsură cu veniturile care vă intră în casă. Taur. Și taurii au un weekend mai bun decât weekendul anterior. Aveți multă energie, poate că veți merge la sală în acest weekend sau ieșiți la o plimbare în natură. Mulți tauri pot alege să facă o scurtă călătorie, o scurtă excursie. Au nevoie să ia contact cu natura, să meargă, nu știu, undeva cu verdeață sau poate să meargă la un spa, să meargă... Au nevoie să iasă, au nevoie să socializeze. Acest weekend este pentru... voi despre viața socială, pentru socializare. Fie veți face o mică reuniune cu prietenii, fie invitați acasă câțiva prieteni sau rude, de ce nu? Poate să fie vorba și de rude sau membri apropiați ai familiei.
aveți nevoie de mai multă distracție și aventură. În plan sentimental, lucrurile între voi, între tine și partener, se vor îmbunătăți. Veți primi susținerea acestuia în lucrurile pe care vreți să le faceți, indiferent despre ce este vorba, de o afacere, o decizie, o mutare, o schimbare, partenerul vă va susține. Lucru care vă ajută foarte mult, pentru că ultima chestie de care aveți nevoie acum ar fi să vă mai certați și cu acesta. Dar nu, vă susține și este lângă voi. Da, din punct de vedere emoțional, unii, cei care sunt singuri, pot trece printr-o melancolie, se gândesc destul de mult la trecut, la ce a fost și nu mai este. Încercați să vă gândiți către viitor, lăsați lucrurile acolo unde au rămas ele. Nu încercați să faceți schimbări. Să schimbați trecut oricum nu mai puteți. Gemeni. Pentru gemeni, multă atenție este direcționată către muncă. Da, există posibilitatea ca geminii să lucreze în acest weekend sau să se preocupe de o sarcină de la locul de muncă. Fie n-au terminat ceva la timp, fie au rămas în urmă cu vreun proiect. Ideea este că vor petrece mult timp în acest weekend studiind, informându-se pentru o problemă de la locul de muncă. Această problemă se va rezolva dacă veți cere ajutorul unor prieteni. Prietenii binefăcătorii vă vor scoate din această problemă pe care o aveți voi. Aveți susținerea unor femei pe plan financiar. Dacă doriți să împrumutați niște bani sau să luați niște bani, puteți să cereți unei femei și aceasta vă va ajuta. Femeile sunt de mare ajutor pentru voi din punct de vedere financiar în acest weekend. Aveți mai multă atenție cu sănătatea pentru că pot apărea mici accidente. Dacă aveți de făcut operații sau... Da, pot fi operații de frumusețare, de ce nu? Pentru că poate vă doriți să vă faceți o schimbare, ar fi bine să le amânați un pic sau să nu vă grăbiți cu această decizie. Calculați-o cu mai multă atenție, analizați mai atent înainte de a lua această decizie. Gemenii pot pleca la drum, fie că este vorba despre o mică deplasare în interes de afaceri, fie că este vorba despre viața personală, mergeți să vă recreați undeva în afara orașului. Rac. Pentru raci avem un sfârșit de săptămână foarte interesant. În primul rând, veți îmbunătăți relațiile de iubire, sunteți romantici, petreceți mult timp cu persoana iubită sau cu familia și veți descoperi anumite lucruri despre voi și despre partenerul vostru. Vor fi niște conștientizări la nivel de relație, conștientizări care vă vor ajuta, așa cum spuneam, să vă îmbunătățiți relația. Veți primi niște bani într-un mod neașteptat, fie că este vorba de o moștenire, fie că este vorba de un cadou din partea părinților sau partenerul de viață va câștiga niște bani în plus. Vine cu un dar pe care îl primește la rândul său, cine știe de unde. Dar ideea este că primiți bani, dragi raci, acum vedeți cum îi cheltuiți, pentru că posibil să îi aruncați în stânga și în dreapta și apoi să vă pară rău. Deci administrați bugetul cu atenție în acest weekend. Mulți dintre voi pot participa la diverse petreceri sau întâlniri. Viața socială, de asemenea, este activă. Leu. Pentru lei avem și pentru ei vești bune. Pentru că vor primi fie vești, fie informații, fie vor avea discuții constructive. Aveți discuții constructive care vă ajută pe voi să luați o decizie care vă va schimba viața într-un mod benefic. Este vorba de o schimbare legată chiar de străinătate. Poate o relocare, o mutare, dacă sunt lei care urmează să plece într-o
mică vacanță sau să se deplaseze cu locul de muncă, sunt favorizați. Chiar dacă Mercur este retrograd, trebuie doar să aveți mai multă atenție, dar veți fi favorizați pentru a face acest demers, o mică schimbare, o mică relocare, fie ea chiar și pentru o perioadă scurtă de timp. Nativii Leu, în a doua parte a weekendului, adică duminică, se vor îngriji mai mult, se vor ocupa poate de aspectul fizic, fie că veți merge să faceți niște cumpărături pentru voi, să vă cumpărați o bijuterie sau un articol vestimentar, veți face niște lucruri pentru voi. Sau, nu știu, un tratament de frumusețare, vă schimbați ceva, vă investiți în voi, da? Veți investi în voi în acest weekend. Un lucru foarte bun. Ar trebui de menționat pe partea cu sănătatea, pot apărea câteva probleme, să vă simțiți obosit sau pur și simplu epuizat din cauza sarcinilor în plus de la locul de muncă, s-au aglomerat multe, s-au strâns multe neliniște, stres, poate colegii nu sunt chiar atât de ok cum v-ați dori sau cum ar trebui să fie. Iar chestia asta se reflectă asupra sănătății voastre. Deci aveți atenție, dragi lei, și cu sănătatea. Fecioară. Pentru Fecioară se anunță un weekend destul de încărcat. Sunteți obosite, atât fizic cât și psihic. Da, dacă pentru restul zodiilor weekendul se arată mult mai bun, și pentru voi este bun, pentru multe dintre voi, dar pot fi și probleme. Fecioarele se vor avea și discuții cu familia. În urma acestor discuții se vor edifica cu privire la anumite nelămuriri pe care le aveau. Un weekend interesant, dar și provocator pentru nativii Fecioară. Trebuie să ia totul cu calm, cu răbdare, să nu se grăbească în decizii sau în afirmații și chiar și în a emite păreri despre persoane din jurul lor. Pentru că până nu afli varianta poveștii din ambele părți, nu este bine să judecați până nu aflați toate informațiile înainte de a emite o părere. Aveți grijă și cu sănătatea, cum spuneam. Pot apărea probleme datorate stresului și conflicte cu persoana iubită. Multe fecioare se pot afla într-o situație destul de neplăcută din punct de vedere sentimental, pentru că a spus niște lucruri sau a aflat niște lucruri. Trebuie să fiți foarte atente cum gestionați situația în care vă aflați. Balanța. Balanța în acest weekend are parte de surprize plăcute din partea familiei, fie că primiți vești bune, mai ales de la femeile din familia voastră, poate să fie vorba de o promovare. O femeie din familia voastră a promovat pe un post mai bun sau a primit o recompensă financiară și sărbați împreună, poate să fie vorba despre o reuniune cu familia pentru a sărbători această creștere a unei femei. Balanțele au mult de muncă în acest weekend, pentru că vor fi nevoite să termine anumite proiecte pe care le-au început sau pot lucra pentru ele. Este vorba de... Poate să fie vorba și despre o muncă pe care o face în plus, un al doilea job sau ceva creativ, o muncă creativă în urma căreia să primească o recompensă, nu neapărat acum, dar mai târziu. Poate că avem balanțe care pictează, scrie frumos, desenează, cântă sau eu știu... Orice activitate artistică. Ar trebui să aveți grijă și cu sănătatea, pentru că pot apărea probleme cu digestia sau cu stomacul, da? Deci probleme cu stomacul. Nu faceți excese în acest weekend și nu luați hotărâri decisive pentru viața voastră. Fiți mai răbdătoare în acest weekend.
Scorpion. Scorpionii au parte de susținere din partea unor femei venite din străinătate, fie că vă calcă pragul cineva a venit din afară, din afara orașului sau chiar din afara țării și vă aduce multe vești bune. Vești bune, dar și bani. Poate să fie vorba despre o sumă de bani, un cadou sau un obiect pe care voi îl așteptați. Scorpionii pot face achiziții în acest weekend, nu achiziții majore, case, mașini, apartamente sau mai știu eu ce, dar veți face cumpărături, ieșiți cu familia la cumpărături, la plimbare, vă distrați, este un weekend de distracție, un weekend de voie bună, vă simțiți foarte bine, sunteți plin de energie, vă faceți planuri pentru viitor, totul se derulează așa cum vă doriți. De mult, dragi Scorpion, ați mai avut un weekend atât de bun, atât de favorabil. Este important în acest weekend să vă faceți planuri pentru viitor, să le scrieți poate undeva sau măcar mental, dar să vă faceți planuri. Se pot îmbunătăți și unele relații de iubire, pentru că sunteți mai răbdători, mai romantici, mai îndreptați către nevoile celorlalți. De obicei sunteți un pic egoiști. În acest weekend vă gândiți și la nevoile celuilalt, să îi satisfaceți plăcerile, nevoile celui de lângă voi. Săgetător. Să vedem ce fac săgetătorii în acest weekend. Weekendul se anunță destul de aglomerat pentru săgetători, sunteți foarte mult plecați, nu stați deloc acasă. Dacă au fost semne care poate și-au petrecut mai mult timp cu familia, voi veți petrece mai mult timp plecați. Sunteți la drum, aveți grijă cum conduceți, aveți grijă dacă trebuie să luați anumite decizii în aceste deplasări pe care le aveți voi, pentru că puteți să schimbați foarte mult cursul vieții, puteți să schimbați foarte mult destinul vostru în acest weekend. Fiți atenți la deciziile pe care le luați, așa cum spuneam. Din punct de vedere al relațiilor, acești nativi, săgetătorii, au surprize și mai plăcute și mai neplăcute. Așteptați-vă la orice. Există posibilitatea ca nativii săgetător să primească și vești proaste. Nu neapărat să fiți părăsiți, dar vă puteți aștepta la orice. Un weekend cu surprize pe plan emoțional pentru nativii săgetător. Cu sănătatea ar trebui să aveți grijă la sistemul reproducător, deci e posibil să apară dureri în această zonă. Nu știu, aveți grijă, nu săriți examenul ginecologic anual, să zic așa, da? Dacă vorbim despre femeile săgetător, puteți avea mici probleme în acest weekend. Totodată, săgetătorii sunt într-o discuție pe plan financiar, nu știu, vreți să faceți o investiție sau ceva, la fel, documentați-vă foarte bine despre afacerea în care doriți să investiți. Să nu luați o decizie mai puțin plăcută pe termen lung sau mai puțin avantajoasă. Capricorn. Capricornii se gândesc în acest weekend la bani sau cum să-și crească veniturile. Veți avea conștientizări pe tema banilor. Puteți chiar să primiți bani sau să dați bani. Este un cerc. Primiți, dați, primiți, dați. Și este foarte bine să fie așa. Chiar mulți capricorni pot face afaceri cu anumite femei din anturaj. Deci puteți să începeți o mică sau să încercați să dezvoltați un plan pentru a face o afacere cu cineva din anturaj. Este un weekend bun pentru a vă întâlni, să puneți seara la cale, să vă întâlniți cu o femeie, da, și să începeți o colaborare cu aceasta sau măcar să puneți la punct un plan pentru o colaborare viitoare. Relațiile de iubire vine o energie pozitivă peste viața sentimentală în acest weekend. Lucrurile se între tine și partener se pot îmbunătăți dacă există bunăvoință din ambele părți. Desigur, vor fi și
diverse discuții din cauza familiei voastre, adică a socrilor sau ceva de genul ăsta, socri, cumnați, frați. Dar trebuie să înțelegeți că relația este între tine și partener, nu între tine și familia acestuia. Vărsător. Vărsătorii au un weekend foarte interesant. Ei vor face mai multe deplasări în acest weekend, vor călători, sunt cu gândul la plecare sau pur și simplu vor sta, își vor face planul pentru perioada următoare. Da, dacă găsiți un bilet de avion avantajos sau, nu știu, un hotel sau o ofertă de vacanță, există varianta asta să găsiți acum ceva foarte, foarte avantajos, dar fiți atenți, Mercur este retrograd, citiți cu atenție și ce scrie cu litere mici, pentru că puteți să descoperiți mai târziu costuri în plus sau chestii de genul acesta, chiar dacă sunteți bine aspectați pe sectorul ăsta al plecărilor, al deplasărilor, dar citiți cu atenție, mai ales dacă urmează să cumpărați bilete de avion, să vă plătiți hotelul sau mai știu eu ce, chestii pentru plecări, pentru deplasări. Nu este favorizat în acest weekend să faceți schimbări de look. Adică să vă gândiți voi, gata, mă duc să mă tun, mă duc să mă vopsesc verde, albastru, roz, să regretați. Deci nu luați decizii de genul acesta în acest weekend. Aveți mai multă răbdare. Chiar puteți să cereți părerea cuiva în care aveți încredere. Financiar, cum spuneam, apar oportunități avantajoase și de investiție, dar fiți cercetați foarte, foarte atent. Iar din punct de vedere al dragostei, nu sunteți chiar în cea mai în apele voastre. Nu luați decizii majore pe plan sentimental, ascultați-vă mai mult partenerul, veți descoperi că are mai multe de spus decât ați fost voi atenți până acum și veți descoperi nemulțumirile acestuia și nemulțumirile voastre. Adică celui nu-i convine la tine, nici ție nu-ți convine la el. Vedeți ce e de făcut și rezolvați problema, pentru că problemele pe plan emoțional te pot nu te lasă să evoluezi pe alte planuri. Pești, ultimii din zodiacul nostru, am ajuns și la zodia Pești. Peștii sunt susținuți de o femeie în acest weekend, mai ales pe planul muncii. Da? Dacă mai lucrați în weekend sau poate că vine o femeie și vă va da o idee extraordinară prin care să vă ușurați munca, să vă realizați mai ușor sarcinile la locul de muncă. Treceți printr-o perioadă interesantă pentru că faceți diverse descoperiri despre voi, vă dați seama că v-ați schimbat foarte mult, că nu mai sunteți aceeași persoană care erați în trecut sau poate anul trecut, în decembrie, că v-ați schimbat foarte mult și că nu mai acceptați anumite lucruri sau nu mai sunteți atât de toleranți cu anumite persoane din jurul vostru. În acest weekend, mulți nativi pești vor ieși să socializeze, își vor lua partenerul de mânuță și vor ieși la teatru, la cinema, la un suc, la o plimbare. Aveți nevoie să ieșiți în lume, aveți nevoie să socializați și să purtați discuții pe diverse teme. Nu vreți să stați în casă, nu vreți să, mai ales cei care sunteți singuri, cu atât mai mult ieșiți, comunicați, discutați. Bine, puteți avea și discuții pe internet, pe Facebook sau pe alte rețele de socializare sau site-uri matrimoniale, de ce nu? Nu este nimic în regulă cu asta. Dacă urmează să aveți o întâlnire de acest gen, încercați să fie într-un loc public, totuși, dacă vă întâlniți prima oară cu cineva necunoscut, să fie într-un loc public, nu-l aduceți acasă, că cine știe despre ce, peste ce dați. Mai ales pe sectorul dragostei, puteți să țineți ascunse anumite sentimente. Unii pești, în schimb, își pot exprima sentimentele. Poate că nu ați spus unei persoane, uite, vezi, mie îmi place de tine, aș vrea să te invit la un cico. Dar în acest weekend veți prinde curaj, cei care sunteți singuri, da? Să invitați acea persoană undeva și să vedeți dacă sunteți compatibili sau nu, dacă aveți aceleași interese comune.
În weekend avem și câteva cheltuieli mai mari sau pierderi. Pot fi pierderi, cheltuieli neașteptate sau așteptate dacă aveți datorii de returnat. Pentru că posibil oamenii de la care ați luat bani să vă bată în ușă, uite, vezi, aș cam avea nevoie de bani. Și atunci va trebui să înapoiați acea datorie. Un weekend interesant pentru nativii pești, cum spuneam, ieșiți și socializați. Dacă aveți idei creative, sau nu știu, vă vine, aveți o idee bună, notați-o și puneți-o în aplicare, pentru că puteți să aveți foarte multe idei bune sau să vă vină prin intuiție un răspuns, o rezolvare la problemele care vă macină. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru weekendul 16-17 martie. Dacă vă plac clipurile mele, nu uitați să apăsați butonul subscribe, să fiți la curent cu informațiile pe care eu le ofer. Like, share și pe canalele de socializare, pe Facebook mai exact. Dacă doriți o astrogramă personalizată, îmi puteți scrie și putem programa o consultație sau vă pot da mai multe detalii despre ce presupune acest serviciu. Promit să fac un clip despre ce presupune o astrogramă personalizată sau cum oferi o consultație astrologică, ce presupune la mine această astrogramă personalizată. De asemenea, vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că suntem un număr din ce în ce mai mare. Scrieți-mi dacă aveți sugestii pentru clipuri noi. Like, share, comentarii constructive, pozitive. Și nu uitați, vă doresc un weekend magic, iar stelele să se alinieze favorabil pentru fiecare în parte.